Se împlinesc 170 de ani de la moartea fondatoarei renumitului Muzeu al Figurilor din Ceară din Londra, ce-i poartă numele Madame Tussaud. Marie Tussaud, pe numele de fată Groscholz, s-a născut în Franța, la Strasbourg, pe 1 decembrie 1761. A învățat să prelucreze ceara și arta modelării de la medicul Philippe Curtius, în casa căruia mama ei a lucrat ca menajeră. A fost profesoară de artă a surorii regelui Ludovic al XVI-lea, dar Revoluția franceză din 1789 i-a schimbat viața, pentru că a fost întemnițată pentru legăturile avute cu familia regală. După eliberare a fost obligată să facă măști mortuare pentru prizonierii ghilotinați, pentru a-și dovedi supunerea față de noi guvernanți. În 1802 a plecat în Anglia, împreună cu cei doi fii, și a început să-și prezinte public figurinele din ceară confecționate. Timp de peste 30 de ani a străbătut țara expunându-și colecția sa, care cuprindea personalități ale vremii. Muzeul Figurilor de Ceară, care îi poartă numele, s-a înființat în 1835 la Londra, pe Baker Street. Expoziția a fost mutată ulterior în sediul actual din Marylebone Road în 1884. Muzeul adăpostind câteva dintre figurile de ceară create chiar de Madame Tussaud în anii tinereții sale. Printre ele se numără cele ale lui Voltaire și Benjamin Franklin. De asemenea, în incintă se află chiar copia ei, pe care și-a făcut-o personal chiar înainte de sfârșitul vieții. Statuile din Muzeul Figurilor de Ceară sunt ordonate în sălile muzeului pe zone tematice: lumea filmului, legendele muzicii, petrecerea celebrităților, camera ororilor, unde se află expus și Vlad Țepeș. De-a lungul anilor, muzeul a fost afectat de un incendiu, bombardat în timpul celui de-al doilea război mondial, dar a rămas în picioare. În prezent, colecția numără peste 16.000 de exponate.